așteptăm să intre. Uite că astăzi nu e îmbrăcată în uniforma de la ambulanță, dar e îmbrăcată în straiele noastre populare. Bună seara, Ioana! Bună seara! Bine ai venit, Ioana! Mă, ne-am ținut de mână, să știi, dar nu ne-ai văzut din culise de dar poate de ai acolo, auzit! Dar, să știi că sigur, exact sigur, cum ne-ai îndemnat, te-am așteptat ținându-ne de mână. Ambulanța, București, te are drept voluntar, București. Da? Aseară ai fost... De gardă, nu? Aseară am fost, da, eu am înțeles că o să fie doar la... o discuție și am venit îmbrăcată din cum am fost pe timpul zilei și am venit în bocanci. Și astăzi când m-au văzut colegii mei concurenții, au zis, n-ai bocanci. Exact. Erai deja identificată după asta. Da, cine-i fata asta, că e nouă, nu? Nu are bocanci. Trebuie să ne spui cine este modelul tău în viață și pentru asta ai 60 de secunde. Deja, 1211, numărul de SMS e deschis pentru tine, 1211, Ioana. Absolut minunat mesajul pe care l-am ascultat, dar cred că și argumentația pe care o voi da acum pentru cel care este modelul tău în viață o să-i convingă pe cei de acasă să te susțină și să vedem pe urmă ce o să aibă de spus și juriu. Ai 60 de secunde. Start cronometru. Pentru seara asta, personajul pe care personalitatea pe care mi-am pregătit-o să spun așa, este o doamnă de sânge albastru care exprimă nobilime, care exprimă demnitate, care exprimă altruism, mai exact Regina Maria, dacă tot suntem în cei 100 de ani, am intrat deja în centenarul Marii Unii. Este personalitatea pe care nu ai cum să nu o remarci, nu ai cum să vezi tot ce a făcut această femeie și cum s-a dăruit pentru țara noastră venind din altă țară. Pentru mine este foarte important să văd în tot trecutul nostru istoric astfel de personaje pentru că mă îndeamnă. Mă îndeamnă să fac lucruri pe care poate nu le-aș face așa, în mod natural să spun. Să vii dintr-o altă țară la 17 ani și să-ți asumi, să te dăruiești țării, este fantastic. Și mi-aș dori ca noi, tânăra generație, să învățăm de la cei ce au fost înaintea noastră, să învățăm să fim altruiști. Minunată susținerea motivației tale. Regina Maria Radu este modelul în viață despre care a vorbit Ioana în această seară și cred că nu doar ea se gândește la astfel de oameni. Mă bucură foarte mult că un om de 20 de ani descoperă figurile esențiale ale istoriei României. Regina Maria este una din figurile esențiale. Mă bucură faptul că ai timp și aplecare pentru ceea ce înseamnă momente adevărate pentru țara noastră. Mai ales că eu astăzi, de la Arcul de Triumf, am avut o singură rugăminte către telespectatorii noștri. Până anul viitor, de 1 decembrie 2018, citiți istoria. Veți descoperi lucruri pe care nu le știați probabil niciodată despre țara asta. Nota 10. Bravo! Bravo, Radu! Și cred că trebuie să mai facem ceva împreună. Să salutăm acolo acasă pe profesorul Dinu Cengiurescu, pe prietenul nostru al tuturor, să-i mulțumim pentru marile lecții de istorie pe care ni le-a dat și scris și din vorba sa binecumpătată. Îl mai salutăm și pe generalul Ioan Dobran, un alt prieten drag al nostru și pe toți cei care astăzi merită cinstiți, eroii armatei române și oamenii care au făcut pentru România sacrificii reale. Dana. Uitam să explic de ce am dat nouă la Gabriel, lui Gabriel, da? De ce i-am dat 9 și de ce îți dau ție 10. Gabriel, profesor de geografie, un discurs foarte bun, o prezență foarte plăcută. Mă întristează, ăsta e cuvântul, mă întristează oamenii care se aruncă la începutul vieții lor în chestiuni simple, la îndemână. Abia terminase masteratul, n-a apucat să se profeseze și a vrut să facă politică. Și m-a întristat. Doamne ajută că părinții lui, luminați la minte, i-au spus, omule, ca să faci politică, fă o meserie, fă ceva, lasă ceva după tine, ca să poți să vorbești demn, cum spui tu, că așa spui despre România, da? Demn. E, cum e România? E demnă. Deci îți dau ție 10 pentru că mă bucur foarte mult că de la modelul pe care ți l-ai ales până la zilele astea în care ființezi tu, e o distanță foarte scurtă. Adică tu faci voluntariat pentru că Regina făcea voluntariat. Nu m-am gândit la asta, dar acum, gândindu-mă, se leagă într-adevăr. Se leagă lucrurile astea, pentru că sunt, 1, 2, sunt 1, în 1, noi. Sunt ultimele secunde ele care puteți noi. Să o votați pe Ioana. Ele haideți sunt acum, în noi. Trimiteți, pentru că se oprește votul în doar câteva clipe. Le spuneam copiilor mei și le spun tuturor oamenilor foarte tineri că nu înseamnă nimic, că sunt nimic
dacă nu sunt în stare să împartă din mâncarea lor, din banii lor, din timpul lor, din munca lor, din viața lor, altora. Mulțumesc, Dana. Mulțumim, Dana. Mulțumesc. Carmen. Carmen. Recunosc, mie mi-a plăcut Ioana foarte mult de când am văzut-o în filmulețul de prezentare, înainte de selecție. Mi-a plăcut căldura și dezinvoltura ei. Îmi place foarte mult că folosește cuvinte mari, altruism. Alegătorul din mine își dorește foarte, foarte mult ca tu sau un om ca tine să ajungă într-o zi să decidă soarta mea. 10 de la Carmen pentru Ioana Mircea. Și eu îmi alesesem tot un model, așa, tot pe partea de alteță. Eu optasem pentru Carol al doilea, dar m-am mai succes. Sunt în familie, mergem. Da. Și sfatul lui Radu Tudor să citim istorie este extraordinar. Eu m-am apucat de curând, am început cu Daci și m-am propit acolo când am văzut că ei aveau un tunel până în Egipt. M-am blocat un pic, sper să depășesc momentul. 10, da, așa e. Erau și mai mici. Irena. 10. Mulțumesc. 10 pentru că iubesc actorii, 10 pentru că ești voluntar la ambulanță, 10 pentru Ia Românească pe care o ai pe tine, 10 pentru că ai copilărit la Mănăstirea Sighișoara, la Părintele Ghelasie. Știu eu asta. Eu abia te-am cunoscut. Wow, ce ori! Dumnezeule, ați reușit să strângeți puțin pe... O chestie absolut de vis. Nu e meritul meu. Nu e meritul tău. E meritul meu, da, e un avantaj. Și mai este unul. Eu te-aș vrea în politică pentru că tu știi că o clipă, o secundă, face diferența dintre viață și moarte. Te-am văzut cum ți-ai drămuit fiecare secundă și în clipa când a fost zero acolo, tu ți-ai spus ultima vorbă. Și asta îți vine și ai și verificat. Știi că o secundă face diferența. Mulțumim, Ioana! Mulțumim mult!